Da, bună ziua și bine ați venit la ședința plenară de astăzi. Pentru că suntem aproape toți, fără domnul Ivu care a anunțat că nu poate veni, dar e de acord cu toată ordinea de zi, s-a spitat la Iași. Pentru început, dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu sunt probleme, tu pune la vot procesul verbal, cine este pentru votare? Toată lumea? Da, dăm cuvântul domnul viceprimar, prezintă ordinea de zi la ședința de astăzi. Se convoacă în ședința ordinară pentru data de 25.08.2020 Consiliul Local Balcan de Bacău, la sediul primării Comunei Balcan, în sala de ședință, începând cu ora 9, având următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunii Balcan de Bacău pe anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție actualizată, a indicatorilor tehnico-economice actualizați și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri locale în statul de Balcan, frumoasa, Schită Frumoasa, Comuna Balcan, Județul Bacău, aprobat pentru finanțare din Programul Național de Investiții Andrei Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțare din bugetul local pentru realizarea obiectivului și diverse. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dar abține cineva împotrivă? Toată lumea. De acord. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții. Privind proiectul de întâlnire. Rectificarea bugetului local. Dacă nu sunt discuții, spun la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Trecem la punctul 2 a ordinii de zi. Dacă vrea cineva să intervină la acest punct. Punctul 2? Da. Punctul 2 ar trebui să iei cuvântul domnului inginer. Domnul Cotel, vreți să... Spune cum stau lucrările, adică la ce drept mă refer. Ce urmează a fi făcut? Având aici strada prungului Metecuții, da. Vorbim și de restul, că era dat pe Facebook de strada Căpățâna, de exemplu, cum îți află. Asta trebuie să aflăm de la dumneavoastră. Ați avut în material. Nu știu, dar trebuie să mai audă de filmații, trebuie să audă cetățenii, nu de la Gânga sau de la Ras, trebuie să audă de la specialiști în domeniu. Da, proiectul este în evaluare, încă nu este semnat contractul de finanțare. Noi încărcăm la fiecare solicitare în platformă documentele care sunt solicitate, când consideră Ministerul că totul este la punct, vom semna contractul de finanțare. Dar proiectul este aprobat. Deci sunt alocate, deci este alocată suma de 12 milioane de lei. Este alocat? Este alocat, da. Da. Așteptăm. Dar nu e vorba, domnule, că mi se pare corect ca să audă de la OAT, nu de la Consiliul. Da, mulțumesc. Asta a fost întrebarea. Dacă mai vrea cineva să intervine în da, dacă nu supune la vă, cine este pentru? Da, abține cineva? Potrivit? Da. Trecem la diverse. Să scrie ceva la cuvânt, domnul Hâlbore? Da. Să stăm lista deschisă și dacă mai vrea cineva să intervină, pe dumneavoastră. Dacă poate v-aș ia la cuvânt de la Ludaș, care este pe domeniul public, măcar să luați banii de la asigurator, să-i treceți la cheltuielile din primărie, dacă nu se poate mai. Sau să-i punem o steagă, de român. Nu poate lua nimeni niciun bani decât primăria. Din domeniul public, accidentul s-a făcut, poetanul a plecat, asiguratorul trebuie să ia bani. Dosare la poliție, primăria ar trebui să intervine, măcar să ia banii la asigurator. Dacă se poate, dar măcar să intre la bugetul local. Nu o face, nu o face. Adică de-am înțeles, dar domnul primar zice că vrea să apuce, eu promis. Da, se poate. E cam mult de atâta lume venită de afară. Acum știți cum dau cu votul pe și în vorba aia. Am înțeles că le promis și vrea să duc la îndeplinire. Să facă.
Așa au zis acum câteva zile că am vorbit cu el. Trebuie să așteptăm un pic de ce. E o fântână, dar e piată ta. Da. Domnul Vintelbar. Apoi de fântâni, mai sunt, mi-au zis oamenii pe Căpățâna, sunt două fântâni la Palatara și la Bântea, care tot așa arată jale. Dacă vrea să le aibă în medicină. Deci la Palașanu și la Pântea, două fântâni. La Palașanu și la Pântea. Pe Căpățână. Reabilita. Uitate acolo de lume. Și chiar pe drumul public și alea. Una e chiar după pod pe dreapta. O să le bate, dar le știe. Da. Da, aș dori și eu să vă mai treceți un pic când aveți timp, domnule vice, la acești cetățeni de etnie romă acolo, în Olari, că au început totuși să dea foc la gunoaie, la cauciucuri, chiar din sărbătoarea care a fost Sfânta Maria, era și un praznic acolo, era negru cu fum. Deci era jant oricum. S-a trăsat mereu, mereu să țină curat, dar bănuiesc că ce, mai au și un plantă la activități acolo. Da. Știți și acolo, nu știu, asistența socială. Ultima dată când am fost, apropo, copii, murdari, când am fost, la școală. Deci, dezastru. Chiar făceau curat. Și chiar era ceva, curat, mi s-a spus către anumite persoane că au început să umbli chiar prin mașini, dacă era și mașina descuiată. I-a găsit prin mașină. Deci, din zonă pe acolo? Da. Nu e bine. Dar după ce nivelul ăia nu făceau așa. Da. Sunt pocăit, în câte știu eu. Eu le-am dat, nu bine. Le-am dat-o, nu știu ce le-am dat acolo, mai așa, și zic, băi, zic bă la proste. Nu, nu. O zis bă la proste, după aceea o vint înapoi. O fi înapoi, nu bă la proste, nu. Da, ziua copilul la presuțele alea când le dădeați, o zis bă la proste. Da? E ziua copilului, tu. A. Ziceau sau nu zice? Nu zice. Nu zice, că nu e... A, e cursul ăla, ziua. Da. Da. Asta e. O să mai treci, nu știu, o să mai prospătăm memoria lor, ca să, măcar, nu știu. Trebuie să le aminti, da. Da. Sărbători. Dau foc la cauciucuri să ia sârbă. Da, cauciucuri, cabluri. Nu mai este bună dacă nu o azi. Popiesc în piele, nu pe zile. Da, domnul Gânga, da? Da. Avem la... în zona schifului niște becuri care nu funcționează. Ar trebui verificat instalația și unde nu funcționează să... nu știu, astea se schimbă sau să întrerucă scurierea. Becurile au venit. Trebuie să vină electrician să le monteze. Deci îți venit, da? Da. Sunt mai multe arse în toată comuna. Da, dar eu nu știu cum de becurile astea... nu prea poți nu, nu, nu au fost eficiente. Încă la, vorbesc la calitate, nu vorbesc la, la lumină. Totodată sunt în garanție. Sunt dar garanția. Problema e nu numai ca arderea becurilor, starea lor de, nu știu, de funcționament. Problema este că, de exemplu, și la Ludaș, merg, circul lumea pe acolo, rupi cablul, îl dă pe jos. Eu trebuie să apelez la altcineva, la privat, să pot să rezolv anumite lucruri în anumite sectoare. Atâta timp cât nu avem electrician aici, corișet la pensii, normal că trebuie să apelăm la cineva privat. Da, la numele gratis și asta. Dar referitor la electrician, trebuie făcut un demers, noi avem nevoie de electrician, nu că-s blocat de posturile, pentru că electricianul nu e pentru birou, e pentru spații verzi. Da, dacă da. Nu se poate, nu se poate, spații, există... Spații aeriene. Dacă nu se poate, da, se poate și spații aeriene. Da. Dacă nu se poate, există și varianta policalificare. Trimiteți un angajat de aici, că nu e nicio rușine să fie electrician, chiar un politic local poate să fie policalificat. Deci nu putem sta o comună fără electrician. Sunt angajați sau uite, este chiar un necalificat la primărie. Cum s-o trebuie trimis la Bacău sau unde să facă o calificare sau o policalificare care e deja calificat să avem electricianul nostru. Da, nu e ideea. Deci nu putem să stăm. S-o valută. Da? În timpul care avem nevoie de electrician. Și nu e... Până poate ne iniție așa altul. O săptămână, două, până când... După asta, problema gunoaielor, spațiile în gunoaiele. Trebuie făcut ceva.
Și trebuie gândite bine. Nu-i corect pentru unii să scoată gunoaiele și le arunce la containere și gata, am scăpat, și alții stăm cu ele o lună de zile. Deci nu-i corect. Ori se face ordine, fiecare să-și țină noi un menajer să-l predei lunea, în fiecare lună, să am înțeles să predă, iar ăla reciclabil, mai ales că e foarte simplu, pentru că odată pe lună le pui într-același loc plasticul, cartonul și cu tabla, pentru că ei face o sortare de asta, ei face o sortare la Bacul. Nu mi-au zis, stai ce reciclezi dacă le pui toate. Nu, ei fac o sortare acolo, da. Păi, îți plătim. Păi dacă s-a amestit cu unul, nu mai fiu ăla cu zi. Primul pas, domnul Bătică, dacă doar îmi termină să vă completez. E primul pas, deci trebuia să o publicată, fiecare cetățean a primit structuraș de informare, care este orarul și ziua respectivă, nu, când o să fie recoltarea. Acum, na, mai așteptăm. Să mai confundă una cu alta. Părerea mea, da, este ca să, părerea mea este ca să faceți niște afișe și puse pe la magazine, pe la să știi. Deci nu știu, mulți nu știu, pentru că au lăsat hârtiguțele alea în coșul de gunoi copilă și nici măcar, dar nu au, nu le-au scos. Deci puțin scoate pobiela la drum. Deci nu le-au scos și nu știu. Pare rău că mă repet, dar asta e perioada în care încă suntem la început și o să vedem. Dacă vă referiți și la gunoaiele care au fost strânse de pe terenul de sport la rețele, care a fost poliția locală, da, știu. Le-a pus acolo, știu eu, le-a strâns de pe toată suprafața și le-a pus momentan. Până la urmă le-a cărat tot cu mașina lui și le-a pus la unde trebuie dus. Eu veneam, eu astăzi chiar când veneam la ședință, o persoană cu un sac în spate, nu mi-a cunoscut mașina, deci nu s-a oferit deloc. S-a dus l-a dat direct în pârâu. Unde? La schid, l-a dat direct tipidic în pârâu. Mă opresc, dar ce-ai făcut? Păi să vezi că nu-mi trebuie. Păi nu-ți trebuie, dar și le-ai dat acolo. Am cu astăzi, când am venit eu. Dați nume. Dar moluzul ăla, unii trebuie. Ce moluz? Păi era haine. Cu haine, că sunt niște haine de el, dar le dai de pe tine. Nu-i frumos. Deci trebuie făcut ceva și lua la discuții, spus. Nu de prima oară, cetățenii trebuie să se întâlnă în ferința. Așa, degeaba încercăm tot felul de chestii. Dar fiind trebuie amenajat. Alții au spus, sau de fapt am văzut la Luncan, până la Bacău, li s-au dat pubele pentru gunoi selectiv. Ar trebui să aducă și la noi. Și poliția locală, când se ia gunoiul, verifică cine scoate pubela, cine nu scoate, că nu dăm pubele de la primărie ca să țină murături sau să țină altceva de ea. Deci gândit o variantă care e mai bună și pentru primărie și pentru cetățeni, ca să ajungem să avem și noi o comună curată, că mi se pare că noi trăim într-un sat sau o comună curată. La spații vest avem cu ajutorul social, plus angajații primăriei care sunt la spații vest, da? Dacă se trece pe drum și vede un sac, vede ceva, de ce nu le ia așa de bună voie? Măi, eu sunt la spații vest, măi, eu sunt la ajutorul social. Cum aud că vin cutii cu alimente, imediat sunt toți buluc. Dar dacă vede un sac pe marginea drumul, nu le ia nimeni. Trebuie să ducă polițistul local, nu e aici. Ieri s-a dus polițistul local și a pus unul să iei un gunoi care a stat de 3 zile la Ghidion acolo, deja începea a emana miros. De ce nu face treaba asta? Eu totuși am venit de la primărie, nu, bunul sunt al lor, trec și văd. Chiar așteaptă să fie pus de polițistul local. Poate nu au văzut. S-a văzut destul de clar, am dat și pe Facebook. Am arătat, am dat și pe Facebook. Două zile au stat după ce, până când nu s-a dus și l-a luat, băi, du-te și ea, nu-i frumos așa ceva. Trebuie găsit și respectivul, chiar, aruncă chiar și, întâmplări. Chiar și un angajat. Dar, după ședință o să avem o discuție. Chiar vreau să aflu cine e. Da, chiar și un angajat a primării. Nu contează că e de la urbanist sau că e femeie. Trec cu mașina, viu la primărie. Domn primar, am trecut, am văzut niște gunoi acolo. Nu-i frumos să stai 2-3 zile. Eu ca cetățean, știi ce spun?
Păi uite, bă, primăria nu-și face treaba. Păi nu-și face treaba dacă lasă gunoi acolo o săptămână. Și e deranjant, e jenant, e deranjant. Deci despre gunoaie cam asta, o să stăm puțin și de vorbă după ședință. Acum am vorbit și cu doamna secretară, Ana Maria Podoleanu, ar vrea, ideea a fost a ei, și ar fi foarte frumos ca în satul nostru să fie un muzeu al satului. Undeva, cum e la școală, la exemplu, la Balcan Marginea, arată școala veche, să fie un muzeu al satului, fiecare donează, scrie ce donează, vine la muzeu, este. Domnul Rață, de exemplu, e aici, ar putea să fie chiar... Nu autorul, să ne inițieze, că am văzut că dumnealui are acasă ceva. Are mai mare muzeu. Nu, are. Ana Maria, nu putem veni să... Nu intrăm în detalii acum. Nu trebuie să ne intrăm. Nu trebuie să intrăm în detalii, dar n-a putut veni la ședință din cauza că știți problema care o are cu sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate, că nu dorește nimeni. Și dacă a fost dorința ei, eu am spus că o pun în consiliul local și o punem în discuții, ne gândim fiecare și chiar ar fi frumos să fie într-un loc un muzeu al satului. Păi aici a fost Olăritul, aici s-a făcut dranița. Păi deja au dispărut. Vezi o draniță din ce-i făcută? Din carton. Deci zic tinerii care vin în urma noastră. Și... Eu aș propune ca cine cu conducerea primării, vicile, primarul, să pună în aplicare, să găsească o metodă, un proiect de hotărâri, o finanțare pentru... O să mă duc acolo. E ceva frumos, ca, băi, mă duc la Balcan și să văd și muzeul satului, văd și ce e acolo și ce-a făcut bătrânie. Sunt multe de făcut, începând de la cum se cultiva cânipa, cum se făcea, cum... Deci, nu intru în detalii, că nu le știu nici eu chiar. Fiecare sat, cum e în Olari, s-a ocupat de Olări, cum e la Schid, s-a ocupat mai mult de Draniță. Fiecare sat are câte o poveste, care trebuie să o vadă viitorul noștri copii. Păi, puși la Schid. Da, nu, la zeme și s-au făcut puștele, nu, fără la schil, nu, la schil, nu. La schil îi foloseau. Da, cam atât, dacă mai are altcineva. Domnul Barătău, când prinde copilul a vorbit, zice, nu știi unii oameni gazolină? La schil, când începe a vorbi copilul, zice, nu știi unii pușcata? Da. Da, domnul Barătău. Hai, asta e că... Apropo de... salubrizare. Am vorbit și cu băieții la poliția locală. Sunt 40 de cereri pentru pubele. Nu știu, parcă dumneavoastră sunt în consiliul care ne reprezintă acolo. Nu, domnul primar, nu știu. Așa, să faceți niște demersuri să duc în pubele. Deci ei au spus că au 40 de cereri care nu le pot onora pentru că nu au pubele, dacă tot vin, să aduc pubelele respective. Sunt o grămadă de oameni care au venit acum, vin când pot acasă, mai vin, plătesc gunoi, de plătit îl plătesc, dar pubele eu n-am. No, sau invers. Nu e ok. Nu plătesc, dar... Ca să luăm în altă ordine de idei. Deci, la început, mulți s-au ferit să se înregistreze pentru că trebuia buletinul, da, cu CNP-ul, să ia pubele. Mulți care au fost și au luat, da, din păcate aia care n-au fost în țară la momentul respectiv, nu și-au luat, n-au cerere, sau, dar când au venit, au făcut cerere și în funcție de cereri pe care s-au acumulat cu anumit număr, noi am făcut sesizare și am depus și noi cereri pentru obținerea pubelelor, tot de la Consiliul Județean. Dar... Da, dar am înțeles că acum sunt 40 de cereri și nu sunt pubele de câteva luni. Au fost sau da, s-au epuizat. 15 veniți. Așa mi-a zis Petrișor. E criză de pubele. Da, dacă l-am face noi la primărie, vă dați seama de... Da. S-au stăt să strângă 100 ca să aducă unii cu mașină goală. Da. Să aducă de RSE oameni. Nu noi. Cum ne-o dat nouă? Noi n-am primit pubele noi. La mâna a doua. S-a terminat la ei. Mâna a treia. Mâna a treia. Nu erau noi? Nu erau noi, că nu mi-l-o dat, nu?
să știu că nu, nu, nu. Noi. Noi, în serie, nu. Nu, eu. Nu, eu. A fost multor. Eu le-am luat chiar vopsite, chiar vopsite era. Apropo de ce a spus domnul Gânga, mai este unul pe Facebook și prea cum vrem, auzit că în momentul când s-a modernizat școala, s-a desfințat acel, mă rog, spațiu cu obiecte vechi. Eu știu așa, atunci au fost duse și băieții confirmă de la primărie, Aurel, Iacob, nu știu mai cine, nu știu, vă vedeți că sunt pod la, la cămin sau a fost acolo. Nu știu. Păi, ca să nu se mai speculeze ideea că le-am luat. Eu în momentul când s-o desfințat, le aveam câte 20 ani. Dar vă uitați la mine că nu eu am spus. Nu, vis-a-vis de chestia asta. Iar cu muzeul, Ana Maria a participat la un proiect Erasmus, în care au fost implicați mai mulți profesori, foști, o experiență cu turcii. Noi am fost acolo și am, mă rog, am asistat la obiect, la tradițiile și obiceiurile lor. Ei au venit la noi și chestia asta văd că interesează pe foarte mulți tineri. Mulți interesați să participe la acest proiect. Nu ideea aia. Ar trebui găsit o soluție și pus în aplicare. Da, să o luăm pe dorința ei. La Budaș, părintele nostru deja are spațiu acolo la casa praznică în sus, o sală specială unde vrea să ia menaj, adică nu ia menaj, dar e pregătit pentru ca să colecteze să facă un muzeu al satului. Asta aparține din parohii. Ei, nu contează, până la urmă, tot tradiția satului, doar dacă duc... Dar nu-i mai frumos un spațiu vechi? Deci când te duci la un muzeu a satului, duci într-o clădire veche. Da, e bun și bineînțeles, pus, reparată și când te duci la ceva, măi, muzeu a satului, mă duc într-un bloc, ce să vezi într-un bloc? Dar eu duc la o casă de la țară. Da, univăruită, cu semnială, păi, da. Vieche, cu ochi, da. Care... Căutăm ceva? Dacă face la eu, m-am re... eu am dat o propunere, cum e școala de la Balcan, Margina, arată cu ceva vechi. Mai o pui un pop ca să nu se dea râni? Păi punem normal. Nu, nu e ideea. Și are plus de asta, ar avea spațiu. Făcut un gard ca lună în jur, spațiu. Ei, dacă se vrea, se poate, dacă nu se vrea, nu se poate. Luați inițiativa. Totul e până la finanțare. Da, uite, acum dacă e domnul vice aici, trag speranță că... Da, că dacă mai... Eu nu știu cine se înhăitează la o chestie, că nu trebuie timp... Primărie, care? Și bani mulți. Trebuie un angajat acolo. Unul, două, să pot fac băie, nu? Trebuie să răspund acolo. Cine faci cu răzări? Faci o zi, unul, jumătate. Care faci un prezident, faci un direct. Ai spune ceva, nu mai bine știa să-ți ia câte o lângă de știe. Da, dar ce? Registratorii ai gândit. Pentru întreținerea muzeului, mă gândesc că trebuie, nu acolo. Deci, oriunde mergem în țară, pistii tot există bine. Da, dar n-ai un centru urmat turistic de atras, că ai cum ar turiști. Și încă ceva. Odată ce e bară, ai un număr de... Ești limitat. Încă o întrebare... Ar fi... trebuie făcut ceva cu băncile astea, să fie bani mai multe. Deci în loc să vezi bănci noi cum s-o luat, vezi bănci rupte. Vezi, trebuie că imaginea asta. Băi, ori le schimbăm și pe astea care sunt pe marginea drumului. Cum am spus la... cum îl cheamă? Șoferul de pe dubă de aici, de la Balcan Marginea, din Col de Pod. O mință odată, mie, o venit și la primărie, trebuie... că e urât în fața poții. Da, în parc la răsie. Da, sau în parc, sau în parc. Sau, s-a dar le-au vopsit, erau putere de când le-au vopsit. Chiar când am văzut țigăncile alea cu fuște lungi, cu... Nu, lasă-le, nu trebuie. Dar pune, domnule, o firmă serioasă. Au vopsit în parc la rățelele lor, dar pisti vopsea, pisti rugină. Pisti era putere de ce. Deci cel puțin la pod, la școală, la unui părculețul ăla mic, nu s-a dat nici balasorul ăla care e rupt, așa o rămas rupt, partea aia zbui, la mine puteți să... Nu am făcut nimic, nu știu ce bani au luat. Ieșiți în fața, în spatele primăriei și vedeți balasorul și îl montează. Păi să-l montez acolo, eu trec lângă el, de câte ori trec să ridică pe el sus. Aș vrea să scriu pe Facebook, mă rețin. Și așa e. Trebuie reparat. Așa e la bază. Mi-e ceva la frumoasă, am mai zis-o acum, cu cel din nu mai există părturețul ăla, practic.
E distrus tot, așa nu e amenajat. Cum au copilul să joace? Da. Zici că suntem vandali aici, distrugem tot. Da. Eu vorbesc din copilul și la acela, că nu distrugem tot. Dacă nu mai este nimeni care vrea să intervină, mai vrea să intervină, declarăm ședința închisă și vă mulțumesc pentru participare. Da. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.